Vorbește lumea la cafea, se aude tare. E bun ce mănânci tu acolo? Uh-huh. Foarte bun. Exact când filmăm, totul este excepțional. Mai puțin când trebuie să-ți facem gustările pentru școală. Niciodată nu îți convine nimic. Totul este monoton. Da, dragi părinți, despre asta discutăm astăzi. Despre gustările copiilor noștri. Pentru că sunt convins că fiecare dintre voi a trecut prin această problemă. Ce îi dăm copilului să mănânce? E bine, apelăm la experți, la oameni învățați. Larisa Petrini, expert în nutriție integrativă, sărumâna, bine ai venit la noi bine acasă. Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Sofie. Învață-ne ce să le dăm copiilor de mâncare, astfel încât să și mănânce. Pentru că mi-ai spus, Dan, înainte să începem să filmăm, că Sofie nu este prietenă cu sandwich-ul. Am să-ți spun că nici eu nu sunt foarte prietenă cu sandwich-ul și mă bucur. Sincer, e o veste foarte bună pentru mine că ea nu îndrăgește sandwich-ul pentru că avem multe alte opțiuni. Și asta este o bună parte sau mare parte din lista verde, cum o numesc eu, pentru că ea nu se schimbă foarte mult, de care eu țin cont duminică, pentru că și eu am un puști de 11 ani, Răzvan, și am aceeași provocare, ca și voi. Să nu crezi că este ceva diferit. Deci trebuie să luăm în calcul proteinele, carbohidrații, legume, fructe și iată cum avem o paletă, grăsimile sănătoase, avem o paletă largă de opțiuni mult mai sănătoase și hrănitoare pentru copiii noștri. Hai să trecem la fapte. Arată-ne, te rog, concret cum ar putea arăta o gustare foarte atrăgătoare și hrănitoare pentru Sofie. Uite, Sofie, da, ea și-a făcut deja un bețișor sănătos. Putem să facem așa, putem să facem, pentru că avem 5 zile într-o săptămână, da, ne putem ajuta de aceste bețișoare, bețișorul pe care Sofie l-a luat deja. Și pe acest bețișor putem pune măslinuță, roșioară, ce mai punem? Ouț de prepeliță. Hai să punem și mozzarella. Știi ce mai putem pune, Sofie? Putem să împachetăm un pic șunca aceea de curcan și să o punem pe bețișor. Foarte important este să vă și implicați copilul în realizarea gustărilor. Până la urmă, dacă face o gustare cu mânuțele lui, cu siguranță o va mânca. Larisa, spune-mi dacă această frigărâie este suficientă pentru o gustare. Aș mai pune caju. Ok. Și putem să-l punem acolo, fără nicio problemă. Punem și niște migdale, Sofie? Da. Super. Gata, ajunge. Și, separat, avem o cutie cu fructe. Hai să zicem că mănâncă frigărui din acestea spectaculoase luni, miercuri, vineri, dar totuși sunt 5 zile pe săptămână. Ce ne mai oferi? Ce soluții ne mai dai? Uite, eu am început să fac ceva aici cu Sofie și Sofie știe despre ce e vorba. Se numește sushi sandwich. Mai facem unul. Și am pus așa, o felie lungă de castravete, peste care am pus șuncă de curcan. Acum am pus năut, pe care l-am făcut în casă cu ajutorul Sofiei. Este în zona de proteină sănătoasă, vegetală, pe care o putem asocia în tipul ăsta de combinații. Imediat, hai să punem, pui tu pe prima? Bun, și acum să-mi ții pumnii că trebuie să rulăm acest sushi sandwich. Și aici n-ar mai trebui fructele, un iaurțel pe margine eventual. Da, da, se poate pune și iaurt separat. Putem să punem chiar felii de morcov, putem să punem felii de țelină, putem să punem felii de ardei. Deci putem combina și aduce în acea casoletă și alte legume. Bun, mai avem o variantă. Eu o numesc variantă de avarie. Într-o cutie cu separatoare facem un mix din aceste ingrediente, din fiecare. Da. Și putem avem pe masă inclusiv paste integrale fierte, lângă care adăugăm legume, putem să punem acel iaurt pe care tu l-ai menționat mai devreme, câteva ouă, câteva bucăți de mozzarella și copilul mănâncă ciugulește din fiecare, toate sunt consistente, hrănitoare. Tot ce vedeți pe masă sunt niște gustări
accesibilă, la îndemână, le puteți face foarte ușor în 10 minute într-o dimineață, fără nicio problemă. Sunt hrănitoare și foarte, foarte gustoase. Mulțumim, Larisa, sper că v-am impresionat și inspirat în același timp. Pupici cu... alimente sănătoase. Și cu guri pline. Te iubesc, te pup. Toate cele bune. Vorbește lumea la cafea.